Doamna Șoșoacă este și un personaj extrem de controversat. Am văzut de fiecare dată, creează știri, creează senzații în Parlament. Vedeți dumneavoastră, eu văd lucrurile diferit. Eu știu pe Diana, care e avocat în Barul București, eu sunt prodecanul Barului București. Am avut un alt tip de relații cu ea. E o persoană care, în momentul în care există reguli, este o persoană care respectă reguli, e o persoană care este riguroasă. Este un avocat care a obținut performanță în dosarele ei și nu cred că ar fi corect sau fair play să mă apuc să fac vreo apreciere înainte să existe vreun motiv care să mă facă să reclam ceva. Sunt coleg cu ea și în Comisia Juridică și în Comisia de Abuzuri, unde e președintă. Primele întâlniri ale Comisiei au decurs cât se poate de normal. Deci se poate. Cred că da. Vom vedea parcurs. Dar eu cred că rațiunea, întotdeauna acolo unde există argumente, poate să prevaleze.